Acum despre roșu în gât, otite și alte frici ale noastre, ale părinților, ne va vorbi doamna doctor Alexandra Schneider, medic specialist orele. Bună seara! Mă numesc Alexandra Schneider, sunt medic specialist, consult de 5-6 ani numai copii. Ăsta mai trebuie, exact. Așa. Și așa că vă rog să aveți milă. Bun. Rinorea sau curgerea nasului reprezintă un proces care se manifestă prin secreții nazale în cantitate importantă. Acum, aceste secreții nazale în cantitate importantă reprezintă doar un simptom, nu reprezintă o boală în sine. Și apare din mai multe cauze. Infecțioase, cel mai des, viroze, gripă, iritative, dacă stăm în fund de țigară, începe să ne curgă nasul, dacă ne expunem unor alergeni, începe să ne curgă nasul, sau dacă ieșim la o temperatură de la cald la frig, începe să ne curgă nasul. Sau, de exemplu, dacă mâncăm piperat. Are și cauze medicamentoase, sunt medicamente care favorizează creșterea secrețiilor intranazal, sau diverse, de exemplu, corp străini sau chiar plâns. Se scurg lacrimile în fosele nazale și începe să ne curgă nasul. Acum, părinții vin și îmi descriu un cabinet. Mucii sunt de culoarea X. Aoleo, ce mă fac? Mucii transparenți sunt absolut normali, într-o cantitate normală, mă refer. Nasul produce secreții non-stop și este normal. Mucii seroși, albi, apar de obicei și semnifică doar o inflamație. Mucii galbeni nu reprezintă o infecție, ele reprezintă doar celule neutrofile, celule care mor efectiv în nas când ne apără de, când ne apără de virusul sau bacteria, sau virusul de fapt. Virusul din fosele nazale, care a pătruns în fosele nazale. Mucii verzi, iarăși, nu sunt neapărat o infecție. Câteodată pot reprezenta o infecție dacă vin cu febră, stare generală proastă, apărută brusc. Da? În general, mucii verzi nu reprezintă o infecție. Un copil în colectivitate o să aibă muci verzi. De cele mai multe ori. Cum îi tratăm? Bineînțeles că nu putem să lăsăm copilul să se chinuie și atunci eu recomand soluții saline normotone sau hipertone, dar doar la copiii mai mari pentru că ele ustură când sunt puse în nas. Acele le putem pune în nas când avem într-adevăr secreții foarte groase, provoacă curgerea nasului efectiv. La copilul mare recomand suflatul nasului, cu cât mai repede cu atât mai bine. Este mai ok pentru că mișcă mușchii, scoate mai eficient din spatele nasului unde noi nu putem ajunge cu aspiratorul, dar dacă nu se poate, recomand aspiratul. Atât cu aspirator Batista bebelușului, cât și cu pompițe, cum acceptă și copilul și cum reușiți. Picăturile în nas sunt recomandate doar de către medic. Nu le recomand să le puneți de rutină acasă. Există efecte adverse pe care le știm cu toții, celebra dependență de picături, dar nu apare dacă punem 3-5 zile cum ar trebui și atât. Da? Nu să prelungim tratamentul. În cazul aerosolilor, voi în părinții și mă întreabă, ne dați aerosoli? Răspunsul meu de obicei este nu, pentru că pentru muci și doar pentru muci, aerosolii nu sunt necesari. Aerosolii au fost inventați pentru arbole traheobronșic. Acolo trimit ei cel mai bine medicamentele. Când avem o inflamație arbole traheobronșic, de orice tip, atunci colega mea de la pediatrie o să vă recomande aerosoli. Ok, ok, avem muci, dar când ajungem și la doctor totuși cu ei? Dacă viroza durează mai mult de 10-14 zile, dacă copilul nu se poate alimenta, sau nu poate să se hidrateze, dacă nu mai bea lichide, mergem la medic. Dacă copilul respiră foarte prost, se neacă noaptea cu secreții, sau se neacă ziua cu secreții, sau pur și simplu are dificultăți, vi se pare că se sufocă din cauza lor. Dacă copilul brusc își modifică starea generală, începe să fie irascibil, duce mâna la ureche, începe să tușească, tușa schimbe caracterul, mergem la medic. Când iese din normal. Bun. Ok.
Otita medie acută este una din cele mai des întâlnite complicații ale mucilor. Reprezintă inflamația urechii medii, care durează mai puțin de 3 săptămâni și este des asociată cu o infecție de trag respirator superior. Urechea are 3 părți. Urechea externă, urechea medie, partea aceasta din spatele timpanului, și urechea internă, care de obicei conține nervul auditiv și nervul vestibular, răspunzător de echilibru. Otita medie acută este cel mai des diagnostic pus în cabinetul de ORL. Majoritatea copiilor, 70% din copiii sub 2 ani, au un episod de otită acută la activ. Bun. Și este și cea mai frecventă cauză de prescriere a antibioticului la noi. Bun. Urechea medie comunică cu spatele nasului printr-un tub ușor. Acesta. Se numește trompa lui Eustachio. Acesta are rolul de a egaliza presiunile între urechea medie și presiunea atmosferică și totodată de a elimina secrețiile care se formează în mod normal în urechea medie. În momentul în care zburăm sau urcăm la înălțime, tuturor ne pocnesc urechile. Asta se întâmplă. Durează puțin până trompa lui Eustachio își face treaba. Când avem o infecție de trag respirator superior, mucinaz, trompa lui Eustachio se inflamează, ca aici, și nu mai se eliberează lichidul din spatele timpanului. În momentul acela, lichidul care se strânge acolo apasă pe timpan, apare durere, iar noi, noi spunem că timpanul bombează efectiv. Da? Este împins către conduct. De ce fac copiii mai des otite? Vârsta sub 2 ani este unul din factorii de risc. Particularitatea trompei lui Eustachio la copii face acest lucru mai frecvent. Ea este scurtă și dreaptă față de adult, unde se verticalizează și este mult mai lungă. Adultul face foarte rar otite, seroase cel puțin. Anotimpul, efectiv iarna, avem mai multe infecții de trag respirator superior, mai multe otite. Colectivitatea. Într-un mediu închis, într-un mediu cu foarte mulți copii, crește riscul de infecții de căi respiratorii superioare și implicit și al otitelor. Folosirea suzetei și a biberonului nu se știe exact prin ce mecanism favorizează apariția otitelor. Se presupune că modifică funcția normală a trompei lui Eustachio. Prematuritatea, imunitatea scăzută, asocierea cu alte infecții sau lipsa vaccinurilor și refluxul. Refluxul creează o inflamație permanentă în zona din spatele nasului, unde se deschide urechea prin trompa lui Eustachio. Ok, când mergem la medic? Când avem o durere mare, în cazul copiilor mai mari, sau copilul mic, foarte iritat, cu febră, cu stare generală proastă, care plânge și nu se mai oprește și nu știm deloc ce are. În general, pediatrii trimit către ORL când au o infecție de căi respiratorii superioare și la un moment dat se schimbă ceva în toată evoluția acestea. În loc să fie bine, dintr-o dată se schimbă ceva. Când face copilul febră mai multe zile, în momentul, copiii mici câteodată asociază și scăderea apetitului. Eu le explic, pentru că nu avem, având muci în nas, nu avem miros, implicit nu avem gust și implicit nu avem poftă de mâncare. Când avem otoree, asta înseamnă curge ceva din ureche. Exact așa vin părinții și îmi spun, cred curge ceva din ureche. Și atunci trebuie mers la medic. Uneori la copilul mic apare brusc, fără niciun alt semn. Când scade auzul, este o altă modalitate de prezentare. Am impresia că nu aude și de obicei se asociază, apare după o răceală. Sau sunt în general și alte semne, rinoree, durere în gât sau tuse. Bun, aici avem o poză în care avem un timpan absolut normal, transparent, rozaliu, cu repere luminoase prezent. Aici, în partea aceasta, avem o otită medie acută în care se vede clar că timpanul este mult mai roșu. Eu spun bombează. Pentru mine înseamnă că vine spre mine efectiv.
iar rămânând prins aici, în mânerul ciocanului, și îl descriem în cărți ca o gogoașă. Da? Și efectiv se vede și culoarea lichidului purulent în spatele timpanului. Avem mai multe tipuri de lichid, nu toate, nu necesită antibiotic toate. Bun, înainte de asta, aș vrea să precizez ceva. Ce facem până ajungem la medic? Îl doare pe copil urechea, se trezește noaptea urlând, ce facem? În primul rând îi dați un antiinflamator sau și un antialgic, da? Sau un antialgic, adică un Nurofen sau un paracetamol. Nu schimbă cu absolut nimic aspectul din ureche. Da? Vin părinți și îmi spun, sărac copil se chinuie, și îmi spun, nu i-am dat ca să vedeți ce trebuie. Văd același lucru, ok? Dați de durere sau căldură locală, înseamnă sare grunjoasă încălzită, pusă într-o șosetă, pusă pe ureche. Sau îl țineți cu capul pe pieptul dumneavoastră, ok? Căldură locală, e foarte important. Câteodată se prescriu și niște picături în ureche care anestezează un pic zona, dar asta este indicat mai întâi să vedeți un medic sau să vedeți că nu curge efectiv ceva din ureche. Nu avem voie să le prescriem dacă curge ceva în ureche. Bun. Roșu în gât. Este un alt simptom care ne duce foarte des în cabinetul medicului. Este, repet, un diagnostic de simptom, nu reprezintă o boală. Faringele trebuie să fie rozaliu. Da? Nu există roșu în gât. Este un diagnostic doar de simptom. Fie avem o faringită, fie avem o amigdalită, fie avem o herpangină. Trebuie să vedem exact ce este. Nu putem să spunem doar că este roșu în gât. Repet, trebuie să fim rozalii, roșu în gât. Nu o să fim albi, ok? Apare durere în gât. La copiii mai mari nu pot să înghită, iar la copiii mici nu mănâncă deloc, scade apetitul. Dacă mâncau înainte, acum nu mai mănâncă deloc. Tratamentul în general constă în măsuri suportive. Hidratarea este esențială. Un gât care se usucă, deci un gât uscat, doare, indiferent dacă este intens congestiv sau doar un pic. Deci trebuie hidratat copilul. Calmarea durerii locală constă în spray-uri de gât sau pastile de suc la copilul mai mare, iar reducerea inflamației se face cu Nurofen sau paracetamol. Am des în cabinet pacienți care vin și îmi pun o hârtie pe masă, la recomandarea în general a unor grădinițe, și îmi spun ce facem acum. Ce reprezintă purtătorii sănătoși de streptococ? Sunt acele persoane care nu sunt simptomatice, copilul zburdă prin cabinet și nu are absolut niciun simptom, dar pe hârtie scrie că este pozitiv pentru streptococ beta-hemolitic. Ce facem în situația asta? Principal nimic. 20% din copii sunt purtători de streptococ beta-hemolitic în mod normal în timpul iernii. Ok, am avut copii tratați de nenumărate ori cu antibiotic, streptococul era tot acolo pentru că luau a doua zi de la grădiniță, cure repetate și degeaba de antibiotic. Nu se exclud din colectivitate și, în general, repet, nu necesită tratament antibiotic. Ok, am vorbit un pic pe repede înainte. Laringita este o boală importantă din punctul orelistului de vedere, pentru că laringele are anumite particularități la copil. Este o zonă, este mic ca diametru față de al adultului, este cu țesut conjunctiv, un țesut moale, care se umflă imediat în cazul unei inflamații. Și de aceea scade diametrul laringelui pe tot diametrul lui, deci circumferențial. Asta înseamnă că pentru respirat, dacă avem un laringe normal de 5-6 mm, câteodată în cazul unei laringite se ajunge la 2-3 mm, ceea ce pentru un copil e puțin. Și începe să respire așa. Și respiră și se sperie, da? Și tot părinții sunt și mai speriați și în momentul ăla toată lumea intră în panică. Ok? Debutul de obicei este noaptea, în plină sănătate. Se culcă sănătos, nu are absolut nimic și se trezește respirând cum am respirat eu mai devreme, efectiv sufocându-se. Tușind, lătrător, ca un măgăruș câteodată, spart și respirând prost. Importantă în situația asta este liniștirea copilului. Un copil liniștit respiră mai bine. În momentul în care și în cabinet eu încep să-l examine și începe să plângă, zgomotul o să se audă dacă nu se mai auzea până atunci.
Iarăși, câteodată le recomand să se ducă în baie, să dea drumul la apă caldă, fierbinte, să facă abur, să fie cald. Îl ajută la respirație. Pe lângă asta, evident, se impune și consultul medical și tratamentul medicamentos corespunzător. În situația asta, aerosolii de care ziceam mai devreme că nu se prescriu doar pentru muci. Vă mulțumesc!